Vă salut, dragi prieteni! Vreau să vă arăt adresa unde se află prima școală de IT din orașul Ungheni. Cum puteți vedea, aici este Orange-ul, aici e centrul orașului. Poți face un cerc împrejurul tău să arăți la lume unde. Și chiar aici este Orange-ul și vin în coastă să arăt unde se află prima școală de IT din orașul Ungheni. Și cum puteți vedea, ne deplasăm așa în vale spre gară și să ne ajungem până la gară, intrăm frumos ca așa aici, Ana. Intrăm. Ne aflăm la prima școală de programare din orașul Ungheni. Cum puteți vedea, avem o clasă cu copii, sunt și fete și băieți. Cum puteți vedea, mie aici se ocupă cu montarea video, poze și încă foarte, foarte, foarte multe altele. Puteți să vedeți la Stas cum el aici o leacă montează una alta și chiar îi învață foarte multe obiecte interesante care în era digitală acum nu se predă. Și prima școală din orașul Ungheni, chiar îți bucuros că ești la noi în oraș. Orice doritor poate să aducă copilul lui aici și să-l instruiască băieții dați, care aici ei fac o instructaj foarte interesant. Și dacă doriți, toate detaliile le găsiți la numărul indicat și-l avem aici pe Marc și vrem să-l întrebăm, Marc, cum îți pare, de câți ani tu, de cât timp frecventezi școala dată? Jumătate an. Și am vrut să întreb, te-ai învățat ceva nou? Da, foarte multe lucruri noi, aha, interesante. Ți-ai făcut prieteni noi aici? Da, mulți prieteni noi aia. Dar tu ai spus la prietenii tăi să vii aici? Da, au venit și noștri prieteni. Și cum au reacționat? Le-a plăcut și lor. Le-a plăcut și lor, da? Și cum puteți vedea, aici avem și un printer 3D. El face diferite modele de, iaca cum puteți vedea aici, face diferite modele. Asta ele se pregătesc pentru cineva anume. Așteptăm ca să aduceți fiecare dintre dumneavoastră, copiii dumneavoastră, să frecventeze școala dată din orașul Ungheni. La revedere, o zi bună, numai bine și fiți fază, spuneți-o în clasă.